Numărul 14 pe luna ianuarie al revistei Carte de la Curtea Veche se dedică în totalitate operei și vieții scriitorului Mihai Eminescu. Sub genericul 165 de ani de la nașterea poetului, cei care au semnat în revista amintită au ținut să-l arate pe Eminescu omul, Eminescu poetul, Eminescu prozatorul și dramaturgul, precum și Eminescu patriotul. Constantin Agricola Miu scrie un amplu material despre omul Eminescu, arătând că acesta, ca oricare, a avut și dușmani și prieteni. Constanța Monea ne relatează despre Eminescu în Amintirea contemporanilor și Eminescu, culegătorul de folclor, iar Gabriel Cotenescu semnează un amplu material intitulat Eminescu și muzica. Despre Eminescu și Mușcelul scrie Sorin Durdun, iar Ioan Pavel îl compară pe Eminescu cu scriitori contemporani. Lavinia Bădulescu și Nicolae Vintilă vorbesc despre poezia filozofică a poetului, iar la rubrica Poesis sunt prezentate o serie de poezii semnate de autorul omagiat, precum și poezii despre Eminescu semnate de Grigore Vieru, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Nichita Stănescu, Alexandru Vlahuță. La aceeași rubrică, poeții mușceleni Constantin Moise, Maria Chirtoacă, Gheorghe Vintilă, Constantin Agricola Miu, Cristian Ștefănescu și Ion Mârzac scriu câteva poezii dedicate autorului Luceafărului. Carte de la Curtea Veche este o revistă pe cât de interesantă, pe atât de curioasă prin inițiativa de a-l omagia într-un număr special pe nemuritorul Eminescu.